ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un microbuz în care se afla 8 moldoveni a fost lovit de tren în România, toți au fost răniți. Interpretul rus Iosif Kobzon a murit astăzi la vârsta de 80 de ani. Un adolescent rănit într-un accident la Cahul a fost adus cu elicopterul Smurdiaș până la Chișinău. 8 moldoveni au trecut pe lângă moarte noaptea trecută după ce microbuzul în care se aflau a fost lovit de locomotiva unui tren în județul Vaslui, România. În urma impactului, 2 moldoveni au fost răniți și duși la spital, dar se află în afara oricărui pericol. Accidentul s-a petrecut în localitatea Roșiești din județul Vaslui. Cei 7 pasageri împreună cu șoferul veneau dinspre București și mergeau spre Chișinău. La un moment dat, bărbatul aflat la volan a luat-o pe o scurtă tură, ghidat fiind de GPS, și fără să cunoască drumul, nu s-ar fi asigurat la trecerea de cale ferată. Deși l-a observat de la distanță și a încercat să-l avertizeze, mecanicul nu a putut evita impactul. Nu s-a asigurat la trecerea de nivel, aici semnalizat cu șase Sfântul Andrei și o da semnare. La locomotivă, e prins mașină cu număr din Moldova, era cu 100 la oră trenul. Partea frontală a mașinii este distrusă complet și la nivelul locomotivei se constată câteva mici deficiențe, cel puțin la conducătorul auto, câțiva centimetri a fost diferența de la viață la moarte. În urma impactului, 2 dintre pasagerii microbuzului au fost răniți și transportați la spital cu mai multe traumatisme. Avem trimis spre spital un pacient cu un traumatism la membru superior drept și în mașina de terapie intensivă avem un pacient politraumatizat pe care îl ducem la spital pentru investigații și tratament. 7 călători, hai să spun că fiecare victimă are câte o leziune. Afectat este la colegii de pe timp, noi am luat o doamnă care vrea numai să fie consultată și în rest nu vrea la spital. În tren se aflau aproximativ 200 de călători. Mulți dormeau la acea oră, însă frâna puternică i-a speriat. Eram în cușetă și am simțit o frână bruscă și deodată am auzit, după un anumit timp, am auzit ambulanțele și pompierii am văzut. Au avut mare noroc. Din ce se vede, la trecut razant pe la picioare. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului. Cazul este monitorizat și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la noi. A murit renumitul cântăreț rus Iosif Kobzon. Acesta s-a stins din viață cu câteva săptămâni înainte de a împlini 81 de ani, fiind răpus de cancer. Încă din 2005 el lupta cu boala oncologică, iar la sfârșitul lunii iulie a fost internat în spital. Kobzon va fi înmormântat duminică la un cimitir din Moscova. Iosif Kobzon a fost internat în spital în stare gravă pe 20 iulie. Despre problemele de sănătate ale cântărețului rus se cunoștea încă acum 13 ani, când medicii au descoperit că are o boală oncologică. După aceasta, el a suferit mai multe intervenții chirurgicale și cursuri de chimioterapie. Iosif Kobzon s-a născut pe 11 septembrie 1937 în Ucraina, într-un oraș din regiunea Donetsk. A început să cânte încă din copilărie, iar la vârsta de 9 ani a ajuns la Kremlin, unde a avut un recital pentru oficiali, printre care și Stalin. Kobzon a fost unul dintre cei mai renumiți cântăreți din timpul Uniunii Sovietice. În 2012, artistul a anunțat că își va încheia activitatea, însă și după aceasta a continuat să iasă pe scenă la concertele din toată țara. Kobzon a vizitat și Republica Moldova de mai multe ori. Ultima dată el a fost la Chișinău pe 13 mai la un concert organizat de Ilan Șor în parcul afgan din sectorul Râșcani. Atunci el a cântat fiind așezat pe scaun. Astăzi, primarul Ilan Șor a scris pe Facebook un mesaj de condoleanțe, numindu-l pe Kobzon prieten de familie. Și Igor Dodon a postat pe Facebook un mesaj prin care și-a exprimat regretul față de moartea lui Iosif Kobzon. O femeie din Chișinău se plânge că a rămas fără loc în avion, deși a plătit biletul și a făcut check-in. Așa a rămas fără vacanța pe care a așteptat-o mult timp. După ce au fost îmbarcați toți pasagerii, mi s-a spus, ne scuzați, dar nu mai sunt locuri în avion și dumneavoastră astăzi nu o să zburați în Londra.
la rândul său, Izeer, compania care operează zborul, spune că e o practică legală să vândă mai multe bilete decât capacitatea avionului. Detalii în jurnal. Un băiat de 12 ani a murit la Institutul Mamei și Copilului, iar părinții acuză medicii de neglijență. Băiatul, care suferea de pancreatită, a fost adus la spital săptămâna trecută pentru câteva perfuzii, dar s-a stins ieri dimineață. Medicii spun că investighează cazul, dar au refuzat să ne ofere mai multe detalii. Băiatul de 12 ani suferea de pancreatită de mai mulți ani. Săptămâna trecută, în urma unei crize, a fost dus la Institutul Mamei și Copilului, unde medicii au decis să-i fie administrate perfuzii timp de 3 zile. Părinții se plâng că înainte de asta, doctorii nu i-au făcut nicio analiză de sânge, iar sâmbătă, după ce i-a fost administrat ultima dată medicamentul, copilului i s-a făcut rău. La registratură ne-au trimis înapoi în secții, din secții ne-au trimis iar în reanimații, eu tot timpul ăsta cu dânsul mână, dar spitalul e foarte mare. Adică timp de 3-4 ori până când ne-au primit în reanimare. Eu eram lângă dânsul când copilul a chicat în comă. Și mai departe s-a început mai grav și mai grav și mai grav. Ei nu au acordat duminică toată ziua, până când copilul n-au căzut în comă și luni abia au făcut consiliu. În timp ce băiețelul se afla la spital, tatălui a decis să meargă la o clinică privată. Copilul, pe baza de analizele astea care le-am făcut pe data de 27, eu personal, adică el nu a putut să supraviețuiască. Dar ei mi-au spus copilul în stare, adică să-i fac perlivanie crove, da? Ca să-l scoatem din criza asta. Purtătorul de cuvânt al spitalului ne-a confirmat că băiețelul s-a stins în secția de reanimare. Am încercat să vorbim cu șefa secției pentru a afla mai multe detalii, dar aceasta nu ne-a răspuns la telefon. A primit tratamentul medicamentos, însă, din păcate, a decedat. Vom investiga toate aspectele cazului menționat și vom veni cu detalii mai târziu. Ne-au spus că e pe bază genetică. Autism, ceva genetic, bolnav de cap și așa mai departe. 12 ani, am două cartele ca așa, niciun medic nu ne-a arătat așa diagnoz. Marius se afla de jumătate de an în Germania, alături de familia sa. A început să învețe la o școală de la Berlin, iar părinții se bucurau de primele lui rezultate. Tatăl copilului spune că s-a întors recent în țară pentru a-și însura fiul mai mare. Nunta urma să aibă loc pe 7 septembrie. Păreri de rău. Nunta să facem mormântare. Eu vreau să înțeleg care e pricina copilul meu o mărs pe picioare până în reanimație și l-am scos înapoi cu picioarele înainte. Rudele spun că vor merge până în pânzele albe pentru a-și face dreptate. S-au adresat la procuratură. La procuratura botanică, în care nu era astăzi de odihnă până luni, nu era nimeni, însă am găsit un procuror care s-a spus că e de serviciu și ne-a primit plângerea și ne-a recomandat să ne apropiem săptămâna viitoare. În rest, alte investigații cred că nu o să mai fie făcute și până săptămâna viitoare o să inventez 100 de diagnoze. Am sesizat Ministerul Sănătății în legătură cu acest caz, iar responsabilii ne-au spus că vor investiga toată asistența medicală oferită băiatului din momentul internării. Tinerii proaspăt înmatriculați la medicină au depus astăzi jurământul studentului cu emoții mari, dar încrezători, aceștia au promis că vor pune sănătatea omului mai presus de orice. Apoi a răsunat și primul clopoțel pentru cei adunați la Palatul Național. Jur solemn! Jur solemn! Să-mi consacru viața! Să-mi consacru viața! Cauzii de protecție a sănătății omului! Cauzii de protecție a sănătății. Îmbrăcați ca de sărbătoare, studenții înmatriculați la Universitatea de Medicină spun că sunt cu un pas mai aproape de visul lor. Absolvenții l-au înmânat tradițional halatul alb și stetoscopul. Otilia Strato a învățat până acum în Olanda, dar a hotărât să-și continue studiile în Moldova. Nu știe însă dacă va rămâne să-și lucreze aici, pentru că, spune ea, medicinii de la noi lipsesc multe. Susținere din partea statului. Salarii mici, insuficiențe de cadre. Daniela Caraman a venit din raionul Basarabeasca împreună cu părinții la depunerea jurământului. Povestește că visul ei încă din copilărie era să devină medic. Presupun că o să fie un amplu material de studiu, și dar totuși mă aștept la emoții frumoase în această perioadă. Nu am dorit să fac facultate de medicină, deoarece e foarte greu și e foarte mulți ani. Dar ea de mică a luat decizia asta și a spus că eu o să fiu mămică medic. Viitorii
medici înțeleg deja că urmează să-și asume multe riscuri și să dea dovadă de responsabilitate. Riscul este la locul lui atunci când vrei să salvezi pe cineva, vrei să ajuți pe cineva. Anul acesta la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie au fost înmatriculați peste 700 de studenți, dintre care 400 pe bază de contract. Studenții veniți din alte țări vor depune jurământul peste o lună în limba engleză. Un adolescent de 15 ani de la Cahul, implicat într-un accident rutier, a fost adus la Chișinău cu un elicopter smurdiaș. El a suferit mai multe traumatisme după ce mașina în care se afla a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. Transportat de la Cahul un minor de 15 ani, victima unui accident rutier pasager, politraumatizat, anic stabil pe parcursul transportului pentru spitalul din Chișinău. Medicii și paramedicii echipajului au monitorizat starea adolescentului pe tot parcursul zborului. Tânărul a fost internat la Institutul Mamei și Copilului. O femeie din capitală se plânge că o companie aeriană i-a dat peste cap vacanța, a achitat biletul online și a făcut check-in-ul din timp, dar a rămas fără loc în avion. Reprezentanții Wizz Air ne-au spus că legislația internațională îi permite să vândă mai multe bilete decât numărul de locuri în aeronavă, așa că i-a oferit femeii alt zbor peste o săptămână, dar ea a refuzat. Mihaela Iordan și-a luat concediu ca să meargă în vizită la soțul său care lucrează la Londra. Biletul și l-a cumpărat online cu două luni înainte și urma să zboare vineri, pe 24 august. M-am dus în zona de înregistrare, acolo persoana care m-a înregistrat mi-a spus că există probabilitatea să nu zbor, dar mi-au dat voie totuși să plec în zona de embarcare. De ce există această probabilitate? Pentru că mi s-a explicat că am făcut check-in-ul prea târziu. Mihaela susține că a făcut check-in-ul cu 14 ore înainte de zbor, în condițiile în care compania low cost permite programarea cu cel mult 48 de ore înainte de decolare, dar nu mai târziu de 3 ore până la ora cursei. După ce au fost îmbarcați toți pasagerii, mi s-a spus, ne scuzați, dar nu mai sunt locuri în avion și dumneavoastră astăzi nu o să zburați în Londra. Nu doar ea s-ar fi pomenit în această situație, dar și alte două persoane. Purtătorul de cuvânt al operatorului aerian ne-a spus că aceasta este o practică obișnuită în industria aviației, permisă de legislația internațională. Astfel, compania poate să vândă mai multe bilete decât numărul locurilor din avion, asta pentru ca aeronava să nu decoleze cu scaune libere în cazul în care unii călători se răzgândesc să mai zboare. În situația Mihaelei, persoanele care au făcut check-in-ul online înaintea ei au și completat toate fotoliile. În asemenea cazuri, păgubiților li se oferă bilet pentru următoarea cursă cu aceeași destinație. Se pare rezonabil să fie vândut un bilet la două persoane și cine prima reușește să facă check-in-ul zboară și cine nu se întoarce înapoi acasă? Asta e o prostie totală. Mihaelei s-a propus să plece cu 5 zile mai târziu, adică miercuri. Cum concediul ei se încheia până atunci, aceasta a refuzat și așteaptă acum să-și primească banii pentru bilet înapoi. Reprezentanții companiei nu ne-au spus deocamdată cum ar urma să o compenseze pentru prejudiciile care i-au fost aduse, urmând ca femeia să depună o sesizare pe site-ul operatorului. Totodată, femeia a pierdut și o bună parte din banii plătiți pentru biletul de întoarcere, rezervat la o altă companie aeriană. Cărți pentru toate vârstele și gusturile la Bookfest, la salonul de carte, sunt reduceri de la 30 până la 60% la unele titluri. Este o enciclopedie pentru copii de 4-5 ani, are imagini atractive, text foarte bine scris. Până când mai puteți merge la cea mai importantă expoziție de cărți a anului, vă spunem la știri. Cel mai nou model de la Renault, Arkana, a fost prezentat în premieră mondială la salonul auto de la Moscova. Constructorul spune că mașina e destinată să înfrunte condițiile complicate ale iernilor din est, dar păstrează aspectul elegant. Tot aici a făcut senzație noua limuzină prezidențială a lui Putin. Arkana este un coupe, crossover care îmbină cele mai bune părți ale unui sedan cu ale unui SUV. Denumirea provine din latinescul Arcanum, adică secret.
În Rusia, Renault fabrică și Logan, Sandero și Duster, care sunt însă comercializate sub sigla companiei franceze, așadar nu Dacia. O altă premieră la salonul auto de la Moscova este Aurus Senat, o limuzină de fabricație rusă destinată cortegiului prezidențial și urmașa celebrelor ziluri folosite cu decenii în urmă de liderii sovietici. Potrivitele подобних машин, они, можно сказать, устали уже от Мерседесов, Rolls-Royce-ов, Maybach, Maybach-ов и так далее. Vladimir Putin a folosit deja o mașină Aurus, dar varianta denumită limuzin la ceremonia de depunere a jurământului după victoria triumfală în alegeri, dar și la întâlnirea cu Trump de la Helsinki. Liderul de la Kremlin, care era plimbat de obicei cu un Mercedes, a ținut să transmită astfel un mesaj patriotic și de independență față de tehnologia occidentală. These two vehicles are the result of a project which was initiated as an integral part of the development of the Russian automotive industry. Modelele Aurus vor putea fi cumpărate și de ruși, nu chiar de oameni de rând, pentru că prețul va porni, după cum scrie presa, de la $147,000. Potrivit primelor informații, noua limuzină a lui Putin poate fi folosită sub apă, fără a-i pune în pericol pe pasageri, având roți consolidate cu oțel pentru a preveni dezumflarea lor. Totodată, experții în domeniu spun că limuzina lui Putin poate rezista chiar și unei explozii. Lada, un alt constructor auto național, a prezentat un concept 4x4 Vision, care sugerează cum vor arăta viitoarele SUV-uri care au ambiții să concureze cu mașini celebre de fabricație occidentală. Maia Sandu și Andrei Năstase se vor plânge la procuratură după ce au fost luați pe sus de poliție de ziua independenței. Aceștia s-au arătat indignați și de faptul că duminică au fost nevoiți să împartă piața Marii Adunări Naționale cu simpatizanții lui Ilan Șor. Cel din urmă a cerut liderilor PAS și PPDA să nu mai preseze organele de drept să-l bage la pușcărie. Vom acumula toată informația care va sta la baza unei plângeri penale colective împotriva acestei guvernări, împotriva autorităților pentru modul în care au decis să persecute niște protestatari pașnici, niște protestatari civilizați, au fost întinși, au fost târâți pe jos. Fac îndemn către toți cei care au avut de suferit pe data de 26-27 august să se apropie la sediile noastre. Luni de ziua independenței, câțiva protestatari ai mișcării de rezistență care au rămas peste noapte la monumentul lui Ștefan cel Mare au fost evacuați cu forță de polițiști pentru a face loc oficialilor care au venit să depună flori. Toate aceste acțiuni demonstrează că această guvernare poate să recurgă doar la forță, nu mai are autoritate nici pe intern, nici pe extern. Liderii PAS și PPDA susțin că protestele vor continua. Un următor protest va trebui să-l organizăm atunci când guvernarea se va întoarce din vacanțe exotice, să fim cât se poate de mult la Parlamentul Republicii Moldova și să-i ajutăm să ia decizii corecte, decizii drepte. Și Ilan Șor, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM, a amenințat astăzi cu proteste dacă Maia Sandu și Andrei Năstase vor insista pe lângă autorități să-l bage la pușcărie. Я требую прекратить ежедневное давление на суд. В противном случае, я вам обещаю, митинги абсолютно неожиданные для вас. Să le spunem tuturor hoților din Republica Moldova că noi vom insista până la capăt ca instituțiile, organele de drept din Republica Moldova și, într-o anumită măsură unde este posibil, organele de drept internaționale, europene, să își facă treaba așa încât toți cei care se fac vinovați de hoții, de furturi, să răspundă, banii lor să fie sechestrați. Totodată, Ilan Șor, care a organizat duminică o manifestație cu dansuri și hrișcă în piața Marii Adunări Naționale, a cerut liderilor PAS și PPDA să-și ceară scuze de la bătrânile pe care simpatizanții lor le-ar fi insultat. Я требую от тебя, Майя, и от тебя, Писюна, в течение трехдневного срока извиниться перед простыми бабушками, которых ваши дикари оскорбляли. Acest individ trebuie tratat ca un infractor, pentru că are deja, sigur că păstrarea prezumției de nevinovăție, dar avem totuși toate evidențele și chiar o hotărâre de judecată că este condamnat. Data viitoare ar fi bine ca Plahotniuc să nu mai trimită pe Șor, să vină el. Pe 26 august, în centrul capitalei, au fost organizate două manifestații. Pe de o parte, Mișcarea de Rezistență Națională a protestat față de guvernare, iar pe de alta, susținătorii lui Șor au venit să apere demnitatea acestuia. Cele două tabere s-au luat la harță, fiind separate de cordoane de polițiști.
Armata rusă a testat astăzi un nou sistem de interceptare a rachetelor care ar depăși cu mult sistemul american instalat la sudul României. Exercițiul a avut loc pe un poligon din Kazahstan. Potrivit rușilor, capacitățile rachetei, raza de acțiune, precizia și fiabilitatea le depășesc cu mult pe cele ale sistemelor similare care sunt utilizate acum. Potrivit experților, ar putea fi vorba de o variantă modernizată a sistemului A-135 folosit în perioada sovietică. Acestea ar putea fi echipate și cu focoase nucleare de putere mică care să explodeze în aer, distrugând rachete inamice. Ceremonie impresionantă în Arizona, unde au fost aduse ultimile omagii pentru fostul senator american John McCain. Trupul neînsuflețit a fost dus acolo pentru o ceremonie funerară privată, dar și pentru un ultim tribut public în statul în care s-a lansat în politică. Sute de oameni au înfruntat canicula și au așteptat minute în șir să-și poată lua rămas bun de la McCain, chiar în ziua în care acesta ar fi împlinit 82 de ani. John McCain believed in America. He believed in its people, its values, and its institutions. După o călătorie de 13 km pe una din autostrăzile Arizonei închise special pentru acest eveniment, cortegiul funerar a ajuns la Capitoliu. Aici, familia, dar și localnicii s-au strâns pentru a-și lua adio de la unul dintre cei mai îndrăgiți politicieni din istoria statului american. Meghan McCain, fiica senatorului, nu și-a putut stăpâni lacrimile. Iar Cindy McCain, văduva în vârstă de 64 de ani, s-a plecat și și-a lipit obrazul de steagul american care acopere sicriul. Deși McCain s-a născut în Panama, adevărata sa casă a devenit rapid statul Arizona, unde acesta s-a mutat în anul 1981. Guvernatorul statului american susține că John nu doar a fost deputat în Arizona, dar a devenit în timp unul dintre simbolurile acestui loc. The senator's life, lessons and wisdom take on a much more meaningful context. De la Capitolul din Arizona, sicriul va fi transportat la Biserica Baptistă de Nord din Phoenix și apoi va ajunge la Washington pentru o ceremonie la Capitolul Federal. După o slujbă sâmbătă la Catedrala Națională din Washington, politicianul va fi îngropat duminică la Academia Navală din Neapolis. John McCain a murit duminică la vârsta de 81 de ani după o luptă crâncenă cu cancer la creier. El a cerut înainte de moarte ca la funeralii să nu fie prezent actualul președinte Donald Trump, iar Barack Obama și George W. Bush să țină discursuri. O școală pentru viitoarele mămici a fost deschisă la Criuleni. Acolo femeile vor învăța cum să se poarte în timpul și după naștere. 6 gravide deja au fost la prima lecție și au ascultat atent de sfaturile medicilor. La curs au fost invitați și viitorii tătici, însă niciunul nu s-a arătat interesat să vină. Mi-a spus că nu trebuie să vă temeți de durere. Mi-a spus că trebuie să vă bucurați la fiecare durere. Înseamnă că dacă este durere, noi suntem cumva mai înainte. Zinaida Ciumac este la prima sarcină și are mari emoții. A venit la școala pre- și postnatală și spune că va fi o elevă exemplară. Sunt momente care, de exemplu, tu le cunoști, dar nu într-atât de profund, de adânc, adică la naștere, de exemplu, ce poziții trebuie să facem, cum să ascultăm anume când am de acum naștere, aceasta eu tot l-am știut exact așa, pe momente. Eu cred că n-ați plec la naștere, să mă sunt mult mai sigură. Și adică n-a să mă tem. Bravo, corect. Corect. Dumneavoastră? Da. Tatiana Nicolaev este din Dubăsari și spune că până acum s-a informat mai mult de pe internet sau de la prieteni. Nu regretă că a venit până la Criuleni, deoarece a aflat multe lucruri noi. Personal, am minimalizat presiunea asta morală, că se produce diferit această sarcină la oameni diferiți. Te pregătește. Pentru mine asta costă mult. În școala inaugurată, viitoarele mame vor fi instruite cum să se comporte corect în cele 9 luni de sarcină, în timpul travaliului, dar și cum să îngrijească de nou născut. Profesor vor fi un psiholog, un ginecolog și un neonatolog de la spitalul din Criuleni. Evident, o să explică mamei ce se întâmplă cu copilul în timpul sarcinii, cum evoluează, care sunt dezvoltările lui în fiecare lună, în fiecare săptămână. Durerea se împarte cât la mama, atât și la făt. Și cum să facem o acomodare mai frumoasă și mai ușoară în primele zile după ce s-a născut. Medicii spun că sunt frecvente cazurile când viitoarele mămici nu știu nimic despre creșterea unui copil. După deschiderea acestei școli, directorul spitalului speră că va crește și
și numărul de nașteri. Am hotărât că să facem pentru viitoarele mămici, viitoarele familii, această școală cu scop de a-i atrage la noi, de a cunoaște că există o maternitate modernă, că există o susținere din partea colectivului medical prin diferite lecții, prin diferite seminarii. Proiectul este realizat din banii europeni și implementat de PNUD Moldova. As a father of four healthy children and husband to a healthy wife, I'm extremely privileged. And so I'm extremely privileged that everything went well for my family. And believe me, I know what I'm saying when I say it's important to provide good services pre- and postnatal care to families. Cursurile pentru graviduțe la școala pre- și postnatală de la Criuleni sunt gratuite. Peste 50.000 de cărți au fost expuse anul acesta la salonul de carte Bookfest. Cititorii pasionați și-au găsit lucrările preferate, iar reprezentanții ai 50 de edituri s-au întrecut în reduceri. Unele cărți s-au vândut chiar și la jumătate de preț. O premieră la expoziția din acest an este lansarea 18 titluri de carte dedicate centenarului Marii Uniri. Cea mai importantă este Marea Istorie Ilustrată a României și a Republicii Moldova. O avem într-un unică, într-un set și tot aceeași carte, noi o avem în 6 volume. Această editură a venit la târg cu peste 5.000 de titluri de carte. Reprezentanții spun că în prima zi romanele s-au vândut la repezeală. Una dintre cele mai întrebate este Arsă de vie de Suad, care prezintă realitatea unei fete din Cisjordania. Prin ce incomodități, prin ce suferință ei trec. Îmi pare rău, sunt așteptată, viața e ușoară, nu-ți fă griji, cărțile într-un top de vânzări. Managerii editurilor spun că au și cărți valoroase prin calitate, dar și design. Churchill, lucrul este britanțăv. Diferite scrisori sunt anume copiii lui care sunt scopiate, nu tipărite, ci adaugă valoare. Asta este făcut manual. Așa cărți în Moldova la moment încă nu se editează. Copiii au fost răsfățați cu standuri dedicate doar lor. Părinții cu buzunarul mai plin au putut să-și răsfețe picii cu o enciclopedie de 275 de lei, cea mai scumpă de la editura respectivă. Este o enciclopedie pentru copiii de 4-5 ani, are imagini atractive, text foarte bine scris. Beatrice și Cassandra sunt printre micuții care nu-și puteau lua ochii de la standuri. Surorile au venit împreună cu părinții ca să-și îmbogățească biblioteca pe care o au acasă. Căutăm manualele care ne trebuie să le avem pentru școală. Avem multe cărți și îmi place foarte mult să citesc. Și pentru că nu doar cărțile dezvoltă imaginația, românii au adus jocuri de logică, unele chiar premiate la competiții de profil. Acesta, de exemplu, este cel mai căutat în prima zi de târg. Avem 12 pinguini, fiecare pinguin ascunde câte un ou colorat, are câte o insulă de gheață, numerotată până la 6, și scopul jocului este să-ți aduci 6 pinguini. Cel mai scump însă este un joc produs de belgieni. Diferența o fac materialele din care este produs. Sunt cu agrement, cu vopsea non-toxică, sunt foarte bună pentru logica spațială, da? De construcție. Această femeie a venit la Bookfest ca să cumpere cărți pentru copiii centrului la care lucrează. Facem calculele cât ne va costa premiile pentru copii ca să vedem dacă ne încadrăm în suma care o avem rezervată. Cum vă par prețurile? Accesibile, cel puțin. Că cartea bună trebuie să coste. Iar Olesea, la fel ca și la ediția precedentă, nu a venit cu o listă, dar a plecat cu punga plină. Uitam la cărțuliile motivaționale pentru copii, la cărțile de la editurile din România, deci prețurile aici sunt mai bune. Salonul de carte Bookfest este la a treia ediție și este deschis în perioada 29 august-2 septembrie. Radu Albot, victorios în concursul de dublu la US Open, tenismanul moldovean joacă în pereche cu tunisianul Malek Jaziri la turneul de Mare Șlem. Albot și coechipierul său au învins duetul britanic al fraților Skupski în două seturi, ambele decise la tiebreak. Grație victoriei, ei și-au asigurat un premiu comun de aproape 28.000 de dolari. În turul secund, însă, Albot și Jaziri vor avea un test dificil. Vor juca împotriva campionilor de anul trecut, românul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roger. În concursul de simplu, Albot a oprit în primul tur. Son, vedeta națională Coreei de Sud, este la un pas de a scăpa de armată. Împreună cu naționala de tineret, acesta s-a calificat în finala Jocurilor Asiatice. Coreenii au învins Vietnamul cu 3-1, iar jucătorului Tottenham a pasat decisiv la unul dintre goluri.
Coreea s-a calificat în finala Jocurilor Asiatice, unde va juca împotriva Japoniei. Va fi un meci crucial îndeoseb pentru Son. Starul coreenilor are 26 de ani. Legea din Coreea de Sud prevede că orice bărbat apt din punct de vedere medical trebuie să facă armata pe o perioadă de 2 ani până la împlinirea vârstei de 28 de ani. Son va fi scutit de serviciul militar doar dacă va avea performanțe remarcabile în numele țării, iar Jocurile Asiatice intră în această categorie. Real Madrid este campioana repatrierilor în fotbal din sezonul 2013-2014 și până acum Galactici au readus la club 11 jucători după ce aceștia au fost cedați la alte echipe. Cel mai nou caz este cel al lui Mariano Diaz, transferat de la Lyon pentru 30 de milioane de euro. Acum un an, Mariano Diaz a fost transferat de Real la Olympic Lyon, iar francezii au plătit 8 milioane de euro pentru atacantul dominican. Acesta a impresionat la lionezi. Într-un sezon a marcat 21 de goluri și a dat 7 pase decisive. Șefii lui Real Madrid nu au stat mult pe gânduri și recent l-au cumpărat înapoi, plătind 23 de milioane de euro. Este doar unul din numeroasele cazuri de repatriere a jucătorilor produse la clubul madrilen. Din sezonul 2013-2014 și până acum, 11 fotbaliști au fost readuși pe Santiago Bernabeu după ce au jucat și pe la alte cluburi. Printre băieții care s-au întors se numără Casemiro, care a evoluat pentru FC Porto, Carvajal, fost jucător al celor de la Bayer Leverkusen, sau Alvaro Morata, a trecut pe la Juventus. Morata a fost apoi vândut la Chelsea. În urma tuturor tranzacțiilor cu acest jucător, Real a făcut un profit de cel puțin 56 de milioane de euro. Drumul spre grupele Ligii Campionilor închis pentru PAOK, echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu a pierdut meciul cu Benfica scor 1-4 și a ratat calificarea răvnită. Aseară s-a încheiat play-off-ul preliminar al competiției. După remiza din tur, scor 1-1, PAOK pornea cu șanse bune în retur. Aseară, pe teren propriu, Priovici a marcat pentru formația greacă, însă a urmat un dezastru pentru formația lui Răzvan Lucescu. Benfica a marcat de 3 ori până la pauză, prin Jardel și Pizzi din joc și Salvio din penalte. În debutul reprizei secunde, portughezii au mai obținut un penalte, iar Salvio a transformat din nou. 4-1 și Benfica s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, în timp ce PAOK își va continua drumul în grupele turneului Europa League. They kept their calmness under big pressure. We made these mistakes that gave to Benfica the power, the psychology to get finally the qualification. Tot aseară, PSV Eindhoven a bătut formația bielorusă Bate cu 3-0. O calificare în grupele Champions League a obținut și Steaua Roșie Belgrad. Echipa sârbă a remizat pe terenul austriecilor de la Salzburg, scor 2-2. În tur a fost 0-0, așa că Steaua Roșie a avansat grație golurilor marcate în deplasare. Celelalte trei formații care au triumfat în play-off-ul preliminar sunt Ajax Amsterdam, Young Boys Berna și Ajax Athena. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.